Saint-Gobain este o companie multinațională cu o istorie de 350 de ani, de origine franceză, prezentă în România de mai bine de 20 de ani. În România este prezentă cu mai multe divizii, Saint-Gobain Glass, Saint-Gobain Construction Products, și aici suntem prezenți la acest târg inclusiv cu Saint-Gobain Rigips, Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Weber. Pentru că e important să atingem la nivel individual discuții cu arhitecți, cu constructori, cu oamenii care știu să pună în operă produse care să creeze o arhitectură nu numai modernă, ci și funcțională și sustenabilă. Dacă e să ne uităm la istoria companiei noastre, deși suntem o companie atât de veche, suntem al șaselea an la rând numiți în top 100 cele mai inovatoare companii, top creat de Thomson Reuters, și asta este justificat de faptul că avem câteva sute de patente anual, investiții de 450 de milioane de euro anual în cercetare și dezvoltare, și încercăm ca tot ceea ce creăm nu numai să crească confortul oamenilor, ci și să salveze energie și să economisească resurse, să protejeze mediul. Compania Saint-Gobain are chiar un CSR report și un raport de sustenabilitate, deci cele două sunt parte integrantă din strategia noastră. Credem că e important să ne uităm la diverse clădiri care în principiu consumă între 20 și 40% din resursele de apă, de energie, și care generează cam 20-40% din deșeuri în societatea actuală. Și atunci integrăm această direcție în tot ceea ce privește activitatea noastră. Ne dorim ca produsele noastre să fie reciclabile, folosim tehnologii avansate care să reușească să aducă confort în viața oamenilor, dar în același timp să crească toate elementele care înseamnă o clădire verde. Și dacă ar fi să ne uităm la cum gândește Saint-Gobain, a creat aceste Environmental Product Declarations, EPD, care sunt niște declarații de mediu ale produselor, prin care noi suntem transparenți cu impactul pe care produsele noastre îl au asupra mediului. Mă refer de la momentul în care se extrag materiile prime, momentul când se produc produsele pe care noi le oferim către piață, se transportă, se comercializează, se pun în operă și chiar se reciclează. Acest lucru este foarte important pentru că vedem un trend crescător de creare de clădiri verzi. Și știm că schemele de evaluare a clădirilor verzi, de tipul LEED, BREEAM, pun accent pe crearea de punctaje favorabile care să explice impactul asupra mediului. Iar noi am creat un concept numit Casa Multiconfort, unde încercăm să îmbunătățim confortul oamenilor prin ceea ce înseamnă confort termic. S-a dovedit că practic suntem mai eficienți atunci când lucrăm la 21-23 de grade față de o temperatură mai ridicată sau mai scăzută. Confort acustic este foarte important, atât să avem un confort acustic, să nu auzim zgomotele din alte încăperi sau să fie clar atunci când ascultăm un interlocutor. E vorba de confort vizual și aici vorbim de lumină, vorbim de chiar și de a vedea peisajul din exterior, a ne conecta cu natura, și aici soluțiile noastre de la Saint-Gobain Glass sunt foarte importante, și evident toate aceste elemente de bunăstare încercăm să le includem în aceste case multiconfort. Evident sunt pași mici, nu vom avea poate casa perfectă din prima, dar a avea acest concept ca și standard ne ajută ca noi să încercăm să propunem soluții pentru casele viitorului, pentru birourile viitorului, și încet, încet societatea să se obișnuiască cu aceste standarde și să crească în direcția de sustainability. Cred că un rol important îl are Romanian Green Building Council, care de vreo 10 ani face lobby destul de puternic și încearcă alături de companiile locale și internaționale, ba chiar și de bănci, să aducă în prin plan ca și element important sustainability. Există acele green mortgages prin care poți avea un credit avantajos dacă îți construiești o casă pe principiile green.
Poți folosi produse care sunt certificate ca și green. Produsele noastre, de exemplu, la Saint-Gobain, sunt certificate prin această etichetă de furnizor pentru soluții verzi pentru locuințe. Și cred că lucrurile au început să evolueze în bine. Dacă poate nu avem foarte multe clădiri verzi care se certifică de la început, dar sunt multe care se certifică cel puțin in use. Adică după ce au fost date în folosință, multe îmbunătățiri pot aduce pe nivel de clădire green. Chiar și clădirea în care noi avem sediu este BREEAM in use și acest lucru chiar se vede. Noi am măsurat calitatea aerului, de exemplu, în interiorul clădirii și este în parametri. Prin comparație cu calitatea aerului chiar la noi acasă, unde am constatat că nivelul de formaldehidă este mult mai ridicat decât cel pe care ni l-am dorit pentru sănătatea noastră. Deci da, cred că sunt mai multe clădiri verzi, suntem pe un trend de clădiri verzi, cel puțin în ceea ce privește birourile și în ceea ce privește locuințele prin efortul nostru al tuturor jucătorilor de a duce lucrul ăsta, conceptul ăsta în prezent.